Chitanța de Ion Pribeagu. Tanța, domnișoara, tanța, e duduie foarte chic, zveltă și cu ochi mari negri, cap superb, năsucul mic, piciorușele mici și durde, și când trece ea prin tei, toți bărbații o admiră, mă, halal de mama ei. Ce profesie are tanța? Uite, n-aș putea să spun. Nici nu mă interesează, chiar dacă o presupun. Dar cum tanța e delicioasă și are maniere fine, nici nu vreau să știu ce face, nici cu ce și nici cu cine. Ca vecini în bloc se întâmplă ca să-i cer un ac sau ață, sau îmi cere ea o carte până mâine dimineață. O vecinătate dragă ne-a prins zilele în cătușe, că ades intru la tanța fără să mai bat la ușe. Tot așa într-o seară intru, era iarnă grea și ger, și-o găsesc în pielea goală, stând lângă calorifer. Năucit de frumusețea, îi dau să mă retrag un pic, iar tanța-mi spune: intră, intră, dragă, nu-i nimic. Am intrat și beat de farmec, am întrebat plin de mister: pentru ce stai goală, scumpo, tot lângă calorifer? Fiindcă a fost proprietarul, mi-a răspuns jăgalnic: tanța, uite, așa mi-am plătit chitanța.